teren atunci când intru în apă. Am super puteri, nu sunt simplă fată. Sunt siren atunci când intru în apă. Am super puteri, nu sunt simplă fată. Ce faci, bune, bunule? E Sonchi? Ce dragi ai pe tine? Ce te uiți la mine, nebunule? Hai că astăzi vreau să-ți prezint afacerea mea. Am o fabrică de făcut lapte stricat. Știi tu, chefir din ăla așa. Lași să se strice numai bun pentru copiii moștrilor. Nu, mergem noi acolo la fabrică și facem bebeluși, baby slândrina pe bandă rulantă. Hai, mișcă-te! Ce te crezi așa, șmecher? Hai să mergem odată să te punem la treabă, să-ți prezint aici biroul meu. Uite, asta e moștenirea mea de 756 de secole. Aici fac eu lapte stricat și de acum înainte tu o să muncești la această fabrică până o să-mi faci baby slendrina pe bandă rulantă. Hehehe. Dar unde m-ai adus, Slendrino? Ce-i cu fabrica asta dubioasă? Aici faci tu lapte stricat? Mamă, ce miroase laptele ăsta! Într-adevăr, îți place? Nu, e îngrozitor! Da, fac chefir, e îngrozitor laptele ăsta! Chiar miroase foarte, foarte urât! E pentru monștri, e afacere! Ce afacere dubioasă ai și urâtă, ca să zic așa! Aici o să lucrezi tu? Dar de ce să lucrezi aici? Nu, pentru că o să vină Granny și o să mă salveze! O să mă ia de aici, Granny! Nu știu de ce m-a lăsat pe capul tău! Ești sora ei cea mai creepy pe care am văzut-o vreodată! Până îmi faci mulți baby slendrina! Niciodată nu o să-ți fac baby slendrina. Nu, o să plec de aici pentru că o să mă salveze Granny. O să vezi, cotoranța mă iubește, e îngrozitoare, dar mă iubește. Pentru că eu sunt bunicul măcelar Houdini. Îți place tronul meu? Ce tron? Stai puțin, ăsta nu e scaun? Ia, dă-te jos să-l văd un pic. Nu e scaun ăsta? Au, nu, ăsta e WC-ul! Ce, Slendrina? Ăsta e WC-ul, pe bune? Tu stai pe WC-ul? Dar de ce stai pe WC-ul la birou aici, la calculator? Că e Sanky! Cum adică e Sanky? Stai puțin, Slendrino! Ai luat-o pe ulei? Doamne, cum să stai pe WC-ul? Și îmi place! Nu mă mai duc la baie! Deci tu ți-ai pus WC-ul aici ca să nu te mai duci până la baie în timp ce lucrezi? Îmi fac treburile la job? Da! Doamne, dacă m-ai auzit așa ceva vreodată, cum să ai WC-ul lângă... Adică, de fapt, e WC-ul la birou. Pune-ți și tu un scaun ca toți moștrii. Era să zic ca toți oamenii. Hai să-ți prezint angajații. Cine sunt ăștia? Doamne, ce urât e ăsta. Tu ai față de Venom, așa? Cine ești? Doamne, ce urât e. Față de pământ albastru. E față de pământ albastru? Zici că e un fel de Venom ceva. Doamne, ce urât e! Ăsta cine e? Cine mai ești ăsta? Tu cine ești, băi? Pământ verde sau ce ești tu? Doamne, are un ochi mai mare și unul mai mic. A vrut să fie diamant. Și ce, a ajuns emerald? Aoleu, ce a ieșit din Ikea? Ok, ok. Da, da, nu te-ai gândit să ștergi și tu praful, Slendrina, pe aici? Că văd că e cam mult praf. Ia uite-te, e plin de praf aici, nu? A, deci lași așa să fie murdar. Îmi place așa, am înțeles. Și ăsta cine e de aici din țicriu ăsta? Sau mai degrabă cine a fost? Doamne, deci aici e un schelet, un fost angajat. A, sper să nu... Ce bine că nu sunt angajat încă, ce bine că nu sunt angajat încă. A cerut mărire de salariu, a cerut mărire de salariu. Oh, nu, a, sper să nu ajung niciodată angajatul tău. A, și pe aici vine laptele, asta e puțin să vedem. Deci stai puțin să înțeleg tehnologia ta pentru laptele putrezit. Deci laptele vine de aici, de undeva. Deci de a... Sau de unde vine laptele? Nu-mi dau seama. Cred că vine de aici. Ah, vine din lava asta laptele. Se duce frumos. Vine de la văcuțe. De la ce văcuțe? Ce văcuțe? Că nu văd nicio vacă aici. Dar nu mai am. Nu mai ai văcuțe? Au dat în... Ce? Au dat în boala văcuțe nebune, what? Doamne, ești super dubioasă, Slendrina.
Te rog frumos să nu mai vorbești așa codificat, ci să vorbești ca lumea ca să te înțeleg. Și acum îmi trebuie altele. Păi, și de unde ai tu? Scoți din buzunar vacii noi? Da? Cum adică da? Te-am chemat? Să ce m-ai chemat? M-ai chemat să ce? Să facem bani. Păi fă-ți tu bani, e afacerea ta, adică eu mă întorc înapoi la Granny, lasă-mă în pace. Tu ești mai dubioasă decât Granny. Ești mai înfricoșătoare și mai îngrozitoare decât Granny. Pentru lapte, lasă-mă cu vrăjeala ta să facem bani și faci pentru lapte. Lasă-mă cu vrăjeala ta. A, da, era să uit. Ce? Ce era să uiți? Și mulți bebeluși? Nu, niciun caz bebeluși. Nu, 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 nu. Păi și laptele ăsta putrezit trece prin lavă și devine mai putrezit și ajunge aici în cuferele astea? Hehehe, râs tu râs, Slendrino, râs tu râs, ești amuzantă. Ți se pare că ești amuzantă, dar nu ești deloc. Da, te-ai prins. A, deci m-am prins cum stă treaba. A, am înțeles. Păi și de ce vrei să mă bași pe mine în afacerea ta? Adică nici pe măcar nu mă interesează de afacerea ta. Uite, îți dau un nou fermecat. Un nou fermecat? Să faci vaci. Nu cred că pot să fac vaci cu ou. În primul rând, vacile nu apar din ou, ca să știi. Doar găinile ies din nou, adică puii de găini ies din nou. Faza e că numai oamenii pot să facă vaci din nou, eu nu pot. A, și te-ai gândit tu să mă chem pe mine ca să-ți multiplic eu vacile? Păi da, dacă facem asta, facem un deal și mă lași să plec? Pot să plec acasă? Cum adică nu? Păi și dacă nu, gata, nu mai fac nimic și plec. Deci efectiv plec. Pur și simplu plec, îți dau bucata. Au, gata, 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 șefa, gata, șefa, Slendrina, gata, gata, gata. Dă-o aici să pun vacile. Dacă zici tu că ies vacile din nou, oricum mie mi se pare amuzant, nu o să iasă nicio vacă din nou. Pun pariu, așa că lasă-mă cu vrăjeala ta ieftină. Unde vrei să pun vacile? Hai afară. Pe unde? Pe aici? Ieșim pe aici afară? Aoleu, și plouă! Mamă, e o vreme îngrozitoare! E numai bună să iasă vaci din nou, nu? Ce glumă amuzantă! Cum să iasă vaci din nou? Ce? Stai, ce? Ai ieșit o vacă din nou? What? Deci, efectiv, am pus vaci din nou? Chiar e un nou fermecat? Și sunt vaci dubioase, sunt vaci ciupercate! Doamne! Și de la vaci din astea iei tu lapte de ăsta stricat? Aceste vaci dau lapte stricat, da. Doamne, ești amuzantă, dar nu prea, Slendrino. Ce farmece ai pus asupra oului ăsta încât să scoată vaci ciupercate? Umple aici. Unde să umplu? Am umplut peste tot, apoi le mulgi. Păi lasă că le mulg angajații tăi, eu mă ocup de făcut vaci. Și că fă, dacă nu, faci te crăpi, auzi, Doamne, spui angajații să vină pe mine? Aoleu, gata, m-ai speriat, Slendrino. A venit și Granny aici. Ce caută Cotoranța aici? Cotoranțo, salvează-mă, Cotoranțo. Doamne, soro, ce faci? Tă, nici măcar nu a vorbit cu mine, nici măcar nu m-a băgat în seamă. Nici măcar nu m-a băgat în seamă, Cotoranța, salvează-mă, Cotoranțo. Eu pe aici cu soțul tău puturos. Cum adică puturos? Adică tocmai ce ți-am făcut aici o grămadă de vaci și ciupercate ca să-ți meargă afacerea ta cu lapte putrezit. Și tu îmi zici mie că nu te-a jot? Mincinoaso. Mulge am zis. Gata, gata, mă apuc de mult soile. Au, nu! Nu-mi vine să cred. Stai așa să iau o găleată și să mulg o grămadă de oi din astea ciupercate. Deci efectiv nu-mi vine să cred. Aoleu, am mulț o găleată. Stai așa să iau mai multe găleți să pot să mulg oile. Gata, gata, Slendrino, uite aici. Mulg toate oile astea ciupercate. Deja câte găleți de lapte am? Ia uite, am full găleți de lapte. Unde vrei să spun laptele ăsta? Apoi când termini, hai că vreau baby Slendrina. Nu, gata, mai bine stau la mulți soile. Stai să pun aici un din ăsta, un cufor și să pun aici toate gălețile de lapte. Deci nu-mi vine să cred, băi, ce Slendrină dubioasă, auzi?
Și că dacă stai peste program, nu te plătesc suplimentar, dar nici măcar nu stau peste program. Uite, gata, am pus un cufăr aici ca să pot să pun gălețile de lapte pe care le-am mulț deja. Așa. Și gata, mă duc să mai mulg acum, gata, gata. Sau mai bine stau peste program, mai bine stau peste program. Acum m-am gândit, gata, gata, promit că stau peste program. Numai să scap de tine cu Baby Slendrina. Doamne, asta mai întrebe acum. După Baby Granny, Baby Slendrina. Holy moly. Stai să punem aici toate gălețile de lapte. Mă duc să mai mulg niște vaci din astea. Ciupercate. Orice, numai o să nu mă mai întorc acasă la tine, Slendrino. Să punem aici gălețile de lapte. La sfârșit, să măturați mizeria. Ce mizerie, stai puțin. Să faceți mai... Ce, la sfârșit să măturați mizeria, să faceți mai multă? Adică tu vrei să faci mai multă mizerie decât e? Doamne, ce dubioasă ești. Ci că fă mai repede, lasă-ți angajații de aia. Eu văd că toată lumea stă la povești și numai eu muncesc, Slendrino. Adică cam care e treaba? Cam cum se lucrează aici? Păi da, ești în probă. A, înțeles? Și în probă toată lumea se uită la mine cum muncesc și stau degeaba și eu muncesc, nu? E râd de tine. A, bună glumă. Da, 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 aproape că râd și eu la gluma asta. Aproape că râd și eu la gluma asta. Ești amuzantă, dar nu prea, Slendrino. Sincer îți zic. Ești amuzantă, dar nu prea. Să scapă-mă de aici, Granny, te rog. Lasă-mă să ies, ajută-mă. Nici nu mă bag în seamă, cotoroanța. Gata că nu mai pot. Mă bag aici să... Să pun etichete pe asta, cum îi zice, pe sticlele de lapte. Pun aici etichetele așa frumos. Pam, 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 pam. Ca dacă am mulți de... Mă doare mâna, dracuta, mulți. Vreau să plec odată de aici. Să mă transform în adevăratul Houdini. Nu mai pot cu Slendrina. Să mă să ajute cineva, cotoroanțo. Scapă-mă de aici.